55 și vom începe cu organizarea patului. Am terminat rutina de dimineață și acum mergem la magazin să cumpărăm produse roz. Am îmbrăcat și mergem la magazin. Let's go! Așa sau așa? Așa. Așa. Stai că trebuie să o schimb. Mergem la magazin să cumpărăm produse roz! Roz, roz, roz. Nu e roz. 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 A, nu-i, dar nu-i roz, doamne. Așa. Deci, am intrat în magazin și aici vedeți de... Elu copilor. Roz. Ok, hai să mergem mai departe. Ce drăguț! Roz. Am ales acest suc de căpșune și banană. Sperăm să fie gustos. Până la urmă ne duce la acestea. Check! Am găsit acest donut. Sperăm să fie gustos. Încercăm. Tamara, vreau să comenzăm. Am fost la magazin și a trecut destul de mult timp. Este ora 2:50. Și noi mergem acasă. Și să vă arătăm tot ce am cumpărat. Deci acestea sunt lucrurile pe care noi le-am luat de la magazin. Am fost la două magazine. Eu zic să începem. Deci, aceste mere cu scorțișoare le aveam de mai de mult un pic. Și mie nu-mi plac chipsurile de mele cu scorțișoare. Și în plus că iau dați. Așa că eu am gustat înainte de cameră. Nu sunt bune. O să-mi clătesc gura cu această băutură japoneză. S-a dus? S-a dus? Nu s-a dus. Ok. 6 sau 7. Mă gândeam că e mai dulce. Dar e ok. Acum zic să trecem la acest donut. Nu e rău. Asta îi dau nota 8.75. Deci cam așa arată el, au diferite desene. Stam Chewy Halls. Stam aluat de mochi cu piersică. Dau nota 7. Și la astea îmi plac foarte mult, dau nota 9. Acum încercăm aceste... geleuri cu peach tea Lipton. Așa arată. Ok, nota 7.90. Așa. Suc de la Vita. Cu gust de banană și căpșună.
este un clasic, așa că îi dăm nota 9. Mai departe trecem la aceste bețișoare cu căpșune. Deci vin în două pachetele. Noi să luăm un pachet. Oh, ce interesant. Cam așa arată ele. Nu sunt rele. Nota 9. Trecem la acest peștișor. Deci cam așa arată peștișorul nostru. Cam așa arată înăuntru. Nota 7,50. Actimeluri, băuturi cu vitamina C, cu rodie și afină. Nota 9. Acum trecem la acest geleu gigantic. Deci o să tăiem de aici. Cum vom face aceste prăjituri? Posibil că ați văzut acest fel de chestiuțe pe internet, cum fac sushi sau chestii de genul. Noi am ales cu prăjituri pentru că sunt roz. Cam așa arată bucătăria noastră. Cam așa arată toate pleculețele. Avem și o chestiuță dintre asta. Avem toate cornișoarele. Avem sprinkles. Trebuie să tăiem. Asta o punem așa. Ce drăguț. Trebuie să tai. Poți să o tai tu, te rog? Da. Ia uite, vină încoace. Vezi, e ca asta trebuie să tai trei egale și una de asta mitifică. După care asta avem nevoie de apă. Deci astea le punem așa. Nu îmi place această chestiuță. A, dar mai întâi trebuie să turnăm prafurile acestea. Deci cine are chestii de genul tutorial, vă fac eu. Trebuie să tăiem acum pleculețele acestea. Deci primul pliculeț l-am turnat și acum îl turnăm pe al doilea. Acum vom lua această chestiuță de plastic și o vom umple cu apă. Am dat pe jos. Acum vom turna această pastă. Asta e bună numai pentru experiență, că de mâncat precis că noi. Venit momentul să decorăm aceste minunății. Acum vom gusta această înghețată. Acum vom gusta acest mochi cu fructe de pădure. Zece din zece. Noi aici am filmat un short pe care îl veți găsi pe canalul meu de YouTube. Poate deja a apărut. Nu știu, intrați pe canalul meu de YouTube și o să vedeți. Eu să vă dormim toți, da. Cine să așeze lângă tine? Hai, închide ochișorii.
Deci, cam acesta a fost vlogul de astăzi. Am avut o experiență foarte, foarte faină. Dacă vreți să mai facem acest gen de vloguri, nu uitați să scrieți în comentarii, să dați like, share și subscribe. Pa! V-am pupat! Hai!